V-am cerut la începutul întrebării date cât mai exacte și, după cum se observă, nu mi-ați oferit. Însă, ce pot înțelege din întrebarea, din răspunsul dumneavoastră, este că nu prea susțineți ceea ce și-a asumat președintele Iohannis și guvernul Orban. Ceea ce cred că nu este ok și cred că ar trebui să discutați în interiorul coaliției sau, mă rog, dacă doriți să guvernați țara asta așa cum ne prezentați cel puțin. A fost doar o remarcă și nu aștept răspuns. Mulțumesc. Da. E o concluzie care e tendențioasă, dar fiind la început de mandat, în Comisia de Transporturi putem să acordăm circumstanțe. În urma audierii și având în vedere competențele, precum și experiența profesională, așa cum reiese din CV și din prezentarea pe care a făcut-o domnul Drulă, aferente domeniului transporturilor și ținând cont și de preptitudinea răspunsurilor, am fost și la alte comisii și vă spun sincer că a fost una dintre cele mai bune ședințe și vreau să mulțumesc tuturor colegilor. Vă propun avizarea favorabilă a candidatului Drulă Cătălin la funcția de ministru al transporturilor și infrastructură. Cine este pentru? Aviz favorabil. Rog secretariatul să numere. Voturi împotrivă? Și mai este domnul Romașcanu care și-a lăsat votul și am permis acest lucru pentru că este colegial. 15. Domnul președinte, dacă îmi permiteți, da. Sunt secretarul comisiei de la... Sigur, domnul deputat. Cei doi colegi de la AUR nu au drept de vot pentru că nu sunt în comisiile de la Camera Deputaților, în nicio comisie. La Senat sunt, vorbesc de... Sunt trei colegi de la AUR, de la Senat poate vota, dar cei doi de la Cameră nu. Vă mulțumesc. Și au votat? Nu le-a fost luat în considerare. Cum? Cu iert. Le-a fost luat în considerare? Nu, la Senat eu nu sunt eu. Nu. Ce doream să zic e că colegii noștri au fost repartizați în comisii foarte târziu. Haideți să repetăm. Au fost votați în plenul Camerei? Nu. Atunci... Nu am fost în plenul Camerei votați. Atunci e clar, regulamentul spune de foarte clar, dacă n-ați fost validați în plenul Camerei, nu se poate ține cont de votul dumneavoastră. Deci rog staful tehnic să nu țină cont de cele două voturi. Deci 18 cu 13 voturi, ținând cont de rezultatul votului, domnul Drulă, aviz favorabil, succes mai departe și sunt convins că, în afară de ce ne-a spus aici, de fiecare dată când cele două comisii reunite sau separat vă vor convoca, veți veni în fața noastră pentru a discuta probleme importante. Mulțumesc frumos! Vă mulțumesc și eu pentru încredere! Ieșim și noi? Da. Ieșim ca să... Microfonul tău unde este? Mă distrez. Zi-mi o chestie. Vrei să dăm live, nu? Da. Mă spune. Salut. Da, salut. Ce faci, domnul? Mă distrez. La cât e plenul? La trei. Da, ce vechi, toți sunt plea? Cum? Vă stăm cu verbul. Bravo! Nu mai impresionat.
Nu avut încredere. Nu știu dacă mi-a ajuns. Mersi. Înțeleg asta mai încoace? Nu mai, gata. Da, da. Diana? Diana.